Ne apropiem tot mai repede de marea finală, se fac ultimele mutări în Casa Iubirii. Care sunt pionii, care sunt câștigătorii, stai aici să afli toate informațiile. În cele ce urmează vă voi spune cine sunt favoriții din data de 23 iulie. Favoritul din data de 23 iulie va fi un băiat. Abonează-te și lasă un like pentru a fi la curent cu favoriții galelor viitoare, dar și alte informații din Casa Iubirii. Mulțumesc! Acesta va fi nimeni altul decât, cred că nu vă veți aștepta nimeni la acesta să fie favorit. Favoritul din gala din 23 iulie este Radu. Radu primește cecul de 5.000 de lei și este favoritul acestei gale. La eliminare vor fi următorii. Va fi Robert în față spre eliminare, dar și Ionuț. Care este concurentul care va părăsi Casa Iubirii în această gală? Concurentul care va fi eliminat în data de 23 iulie va fi Ionuț. Ionuț este eliminat în data de 23 iulie din această gală. Robert este salvat de această dată. Robert răsuflă ușurat că va rămâne în continuare în Casa Iubirii. Ionuț pleacă acasă, motivul este Larisa. Larisa i-a sucit mințile din nou, iar acesta se cere acasă și vrea să plece. Se pare că Ionuț vrea o relație din nou cu Larisa, care speră el că îl va aștepta afară. Așadar, Radu este favoritul publicului. Robert este salvat de la eliminare, iar Ionuț este eliminat și merge la Larisa. În mediul online se vehiculează că Robert s-a împăcat cu fosta lui iubită și că se va despărți de Mihaela, însă nu se știe cu exactitate dacă este adevărat, vom reveni cu informații în următoarele zile când se vor concretiza aceste lucruri. Se pare că Robert va refuza date-ul cu Mihaela. Nu Mihaela a refuzat, ci Robert acest date. Robert s-a schimbat de când a venit din Spania. Voi ce credeți, Robert și Mihaela vor rezista până în finala Casa Iubirii, dar și după? Lăsați-vă părerile la comentarii. Abonează-te și lasă un like pentru a fi la curent cu favoriții galelor viitoare, dar și alte informații din Casa Iubirii. Mulțumesc! După ce au traversat împreună o lungă perioadă de cunoaștere și tatonări, George și Larisa s-au apropiat treptat și au ajuns să aibă sentimente din ce în ce mai puternice unul pentru celălalt. În ediția de vineri, 21 iulie, în Casa Iubirii, George o va surprinde pe Larisa cu un cadou uimitor. Tânărul îi va dărui un buchet mare de flori și un ursuleț de plus, însoțit de un bilețel ce va conține un mesaj uluitor. George spune: am scris și un bilețel de mână. Larisa spune: pentru mine adevărată magie este privirea ta. Robert spune: citește cu voce tare să auzim și noi. George spune: am spus, adevărată magie este privirea ta. Vrei să fii prima mea iubire? Larisa spune: da. Andreea Mantea spune: haideți să aplaudăm încă un cuplu aici în Casa Iubirii. Felicitări! Mai avem un cuplu în Casa Iubirii. George va pregăti o surpriză magică pentru Larisa în Casa Iubirii. Adevărata magie este privirea ta. Vrei să fii prima mea iubire? Aflați cum va reacționa Larisa și ce decizie vor lua cei doi îndrăgostiți. Concurentul își va surprinde partenera cu un cadou de suflet, prin intermediul căruia îi va cere oficial să devină iubita lui. Vizibil încântată de mesajul partenerului ei, Larisa va accepta cererea lui George și astfel vor deveni oficial un cuplu în Casa Iubirii, spre marea bucurie a colegilor care îi vor susține. Larisa și George, noul cuplu din Casa Iubirii. Cei doi concurenți au anunțat oficial că au pornit la drum împreună. Abonează-te și lasă un like pentru a fi la curent cu favoriții galelor viitoare, dar și alte informații din Casa Iubirii. Mulțumesc! Îndrăgita emisiune Casa Iubirii, aflată la al doilea sezon, surprinde în continuare publicul cu noi momente de senzație, cu noi idile de pomină între concurenții care au venit dornici să-și găsească jumătatea, dar și cu multe controverse, tensiuni și răsturnări uluitoare de situație. După ce în edițiile precedente, Lorena și Laurențiu s-au apropiat din ce în ce mai mult și s-au sărutat cu patos dând de înțeles că își doresc să formeze în curând un cuplu, în ediția de vineri, Larisa și George vor face un anunț surprinzător. Abonează-te și lasă un like pentru a fi la curent cu favoriții galelor viitoare, dar și alte informații din Casa Iubirii. Mulțumesc! În ediția de joi, 20 iulie, în Casa Iubirii va exista o atmosferă tensionată în tabăra fetelor, acolo unde Bianca și Lorena își vor spune replici, aprige și jigniri. Deși va fi ziua de naștere a Lorenei, Bianca va face tot posibilul să o provoace și să-i strice bună dispoziție rivalei sale, aducând în discuție subiecte sensibile. Tensiunile dintre Bianca și Lorena se vor acutiza.
Cele două rivale își vor spune replici acide, chiar de ziua de naștere a Lorenei. N-am venit aici cu niciun atac către tine. Tensiunile dintre Bianca și Lorena se vor acutiza. Cele două rivale își vor spune replici acide, chiar de ziua de naștere a Lorenei. Bianca îi va declara război Lorenei. Cele două concurente vor ajunge la cuțite. Bianca îi va distruge ziua de naștere a rivalei sale. De multe ori am tăcut să știi. Am tăcut ca să nu mă cert, iată cum va reacționa Laurențiu. Abonează-te și lasă un like pentru a fi la curent cu favoriții galelor viitoare, dar și alte informații din Casa Iubirii. Mulțumesc! Lorena spune: ești inteligentă, dar în partea nașpa a situației, să știi. Vrei să arăți cum ești tu, Bianca, îmi pare rău. Îmi pare rău că pe lumea aceasta, acum cel mai sincer, am 21 de ani astăzi, îmi pare rău că pe zi ce trece ne întâlnim cu persoane de genul. Bianca spune: eu n-am venit aici în emisiune cu niciun fel de atac către tine. Lorena spune: poți să vorbești cu mine și așezată pe scaun, ține de educație. Bianca spune: de ce să fac ceea ce vrei tu, sărbătorește-ți ziua. Pe de altă parte, Laurențiu se va arăta foarte revoltat din cauza comportamentului adoptat de Bianca în ultimele zile și nu își explică faptul că aceasta încă se află în emisiune, deși a ajuns că nimeni să nu o mai suporte. Într-un anturaj oriunde nimeni nu te halește. Nimeni nu te suportă așa. Și aici uite că îi merge bine, a spus Laurențiu. Cel de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii aduce în continuare în atenția publicului cu noi momente de senzație, cu întâlniri uluitoare în camera roșie, cu idile neașteptate, dar și cu multe controverse și tensiuni scate în rândul concurenților. După ce în ediția de miercuri, lucrurile s-au precipitat în casa fetelor, unde Bianca a făcut câteva dezvăluiri ce au creat primele tensiuni între Lorena și Laurențiu, în ediția de joi, cele două rivale își vor declara război și își vor spune replici acide. Abonează-te și lasă un like pentru a fi la curent cu favoriții galelor viitoare, dar și alte informații din Casa Iubirii. Mulțumesc! Duminică va fi o ediție agitată la Casa Iubirii, iar lucrurile nu par să se liniștească. Mihaela va trece din nou prin momente dificile din cauza geloziei, după ce băieții susțin că Robert este îndrăgostit de Bianca. Robert și Mihaela vor avea parte de multe discuții în contradictoriu, iar atmosfera nu va fi una plăcută. Mai mult, Mihaela nu mai rezistă și răbufnește după acuzațiile pe care îi le aduce Robert. Concurentul îi dă imediat replica și o pune la zid pe tânără. Robert este îndrăgostit de Bianca. Tensiunea aprige în Casa Iubirii. Mihaela a răbufnit. O să suferi. Ionuț spune: Robert este îndrăgostit de Bianca. Andreea Mantea spune: cine? Ionuț spune: Robert, eu așa cred, e fiert. Robert spune: ce crede Ionuț pe mine, mă? Ionuț spune: nu există Mihaela acolo, e doar așa. Mihaela spune: tu nu înțelegi că pe mine mă deranjează. De câte ori vrei să-ți repet? Robert spune: ce te deranjează? Mihaela spune: nu mai vreau nicio reacție din partea ta, absolut nimic, începând de astăzi. Tu îmi spui că o să sufăr. O să suferi tu. Robert spune: stai așa, de ce te superi, că ești geloasă? Duminică, 9 iulie, telespectatorii Canal de România vor avea parte de o nouă ediție incendiară a emisiunii Casa Iubirii. Iată ce urmează să se întâmple între concurenți. Cum se vor termina conflictele dintre concurenți, dar și ce acuzații vor face, poți afla în ediția de duminică. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în Casa Iubirii. Nu rata o nouă emisiune incendiară mâine. Show-ul de la Canal de prezentat de Andreea Mantea le va aduce fanilor mai multe surprize în această ediție. Ce se va mai întâmpla în Casa Iubirii poți afla în ediția de duminică, 9 iulie, de la 16:00 și de la 19:00 la Canal de. Se apropie finala Casa Iubirii cu pași repezi. Filmările sunt în avans cu 2, chiar 3 săptămâni. Urmează al treilea sezon Casa Iubirii cât de curând. Se filmează la foc continuu, deoarece staful vrea să ofere o pauză concurenților înaintea finalei, care se va purcede cât de curând. Abonați-vă pentru a afla câștigătorii Casei Iubirii. Concurenții vor fi foarte tensionați, se vor face eliminări grele. Concurenții se simt cu musca pe căciulă, fiecare săptămână poate fi ultima pentru ei, finala este aproape și rând pe rând se vor face eliminări grele, chiar și dintre cei vechi.
Fiecare se luptă să rămână în casă cu orice preț, toți vor să câștige premiul cel mare, deși unii poate chiar nu îl merită pentru faptul că nu au un cuplu. Despre asta este vorba în Casa Iubirii, despre cuplu și iubire. Posibilități sunt și ca galele viitoare să fie fără eliminări, iar într-o gală să plece doi odată, cașul să fie mai intens spre marea finală, pentru a aduce rating emisiunii. Favorita din gala din data de 9 iunie 2023 va fi Mihaela.